Ai vrut mai mult? Primul show mondain din România, de 3 ore, de la ora 3. Afli totul din prima. Nimic nu ne stă în cale. Nu va lipsi niciun ingredient. Ei, niciun secret nu va mai fi păstrat. Totul despre frumusețe, sănătate și echilibru. Nu ratați! Exclusiv VIP cu Cristi Brancu și Oana Turcu. Și noi! Exclusiv VIP din 28 martie. Începe de la ora 15 la Prima TV. Primul nostru invitat este un om pe care l-am avut plăcerea să-l cunosc. Un om cu capacități extraordinare. Un om de la care, nu uitați, de săptămâna viitoare de la ora 3 ne vedem în direct. Așadar, de săptămâna viitoare, emisiunea exclusivă este prima emisiune mondenă de 3 ore. O să avem foarte multe noutăți. Ați văzut deja și reclama care circulă deja pe post. Până atunci însă am un invitat cu totul și cu totul special, un om cu calități absolut extraordinare. El se prezintă ca un consultant spiritual, doar are capacități de clarviziune și poate ajuta oameni la nevoie. Prin urmare, îmi face foarte mare plăcere să salut astăzi pe Andrei Diaconu. Salut, Andrei! Salut, Cristi! Mă bucur să ne revedem! Cu mare drag! Pentru cei care probabil că m-au urmărit de-a lungul anilor, știu că în 2020 și 2021 am făcut interviuri cu foarte mare succes cu Andrei Diaconu pe online, pe YouTube, ocazie cu care, cu care ați aflat foarte multe lucruri despre voi și despre ceea ce se întâmplă. Voi mai târziu, după ce vom vorbi cu Andrei, voi aduce un omagiu unui mare om care, un erudit al culturii românești care a dispărut până atunci însă. Andrei, pentru că ești aici, vreau să te întreb câteva lucruri despre ceea ce se întâmplă în jurul tău. N-am mai apucat să vorbim, dar sunt curios, pentru că ești un om a căror diagnostice și puncte de vedere se confirmă în timp. Ce părere ai despre războiul prin care trece lumea? Cum vezi finalul acestui război și cât de bine se va simți domnul Vladimir Vladimirovici Putin la finalul acestui, la un moment dat în decursul acestui an? Cum vezi lucrurile? Mai chestie. Ideea este că știi, noi vorbeam de acum vreo 2 ani de zile și tot spuneam de războiul ăsta că urmează să apară. Pe vremea atunci nici nu ne gândeam așa ceva, că eram toți foarte ancorați și angrenați în problema pandemică. Ideea este că războiul ăsta este foarte, foarte important din punct de vedere al axelor temporare pe care le văd eu acum. Se pot întâmpla două lucruri. Prima variantă este aceea ca acest război să termine în câteva zile, după care să reînceapă undeva în toamnă, și a doua variantă este care să continue. Din punctul meu de vedere, dacă va lua o pauză, lucrurile nu vor fi foarte bune și se va ajunge mai rău de atât. Cumva ar fi mai bine să continue, poate se va ajunge la o oarecare ameliorare sau negociere, da, între țările implicate. Ideea este că suntem clar în fața unui al treilea război mondial. Acum să vedem dacă vom și intra în el sau nu, contează foarte mult cum reacționează și celelalte țări. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm, foarte multe lucruri care nu au sens, dar suntem bombardați exclusiv de tot felul de știri, poate false sau de panici. Ideea este că, din punctul meu de vedere, acest război va mai continua, ți-am zis, și lucrurile nu vor fi foarte bune la nivel mondial. Însă, partea bună din tot acest aspect este că România nu va fi implicată direct în război. Nu vreau să vă așteptați, Doamne ferește, să vedem tancuri pe străzi sau armate în acțiune, pentru că nu este cazul. Din ceea ce văd eu, este un conflict care se va duce cumva spre Polonia, eventual va afecta și Moldova și apoi undeva prin Germania ar putea să ajungă. Însă lucrurile nu sunt extrem de bune în ceea ce privește război. În ceea ce privește pe Putin și tot acest conflict, de fapt, dacă ții tu bine minte, eu spuneam la un moment dat că până în 2032 noi trecem prin niște schimbări foarte, foarte mari și foarte ample. Este o cernere, este o răbunire karmică din punct de vedere în care foarte multe polițe se plătesc. Ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, karma este ceea ce dai, aia primești.
Da? Și referitor la întrebarea pe care mi-ai spus-o legată de conducătorul Rusiei, gândește-te că ceea ce face acum este crimă împotriva umanității, implicit crimă împotriva lui Dumnezeu, da? Mai devreme sau mai târziu, lucrurile astea vor costa foarte, foarte, foarte mult și se va întâmpla ceva cu el din interiorul cunoscuților lui. Dacă nu până la sfârșitul anului acestui, anul viitor, cel târziu la început. Prin urmare, doamnelor și domnilor, în Rusia schimbarea se va face din interior, dar asta va fi. Ceea ce presupune că nu va câștiga acest război, ci el se va duce până când va apărea necesitatea unei schimbări. Adevărat și asta, dar să știi că nu este el singurul care ia aceste decizii. Adică și cu el și fără el, războiul ăsta se poate întâmpla. Trebuie să înțelegem că schimbarea poate vin și prin acel război, însă speranța mea este ca ceea ce văd în continuare să se schimbe un pic și de aceea vreau să facem un apel la toți cei care ne urmăresc în a gândi altfel, în a gândi pozitiv. Trăim niște vremuri în care totul se schimbă, în care totul este o panică și o frică și nu ne mai vedem de viețile noastre, suntem ancorați în această frică. Stând ancorați în această frică, Cristi, nu facem altceva decât să chemăm cumva acele evenimente negative. Noi, ca și oameni, cu toții, avem capacitatea de a schimba un pic viitorul. Nu total. Le-a existat cel 10% din liberul arbitru despre care am discutat de atâtea ori și este important ca oamenii să înțeleagă că dacă stau departe de frică, dacă transmit spre Dumnezeu, spre univers, numai gânduri bune, cu siguranță lucrurile se pot schimba într-un fel bun. Gândește-te că, ok, stai într-o panică, frică, vrei să pleci din țară, nu mai îți faci treaba cum trebuie la job, nu-ți mai trăiești viața, nu mai ești liniștit lângă familia ta, gândește că se întâmplă ceva, tu de fapt atragi aceste lucruri. Nu, ok, situația este foarte tragică, nu neagă nimeni, sunt atâția oameni care își pierd viețile. Cu siguranță toți cei care au făcut aceste lucruri urâte vor plăti la un moment dat, însă tu aici și acum, în prezentul tău, tu nu poți schimba situația total. Trebuie să-ți vezi de viața ta și să încerci să gândești cât mai pozitiv posibil pentru a putea schimba niște axe temporare. Aceste axe temporale sunt, de fapt, linii de destin care, prin capacitatea noastră, prin gândirea noastră colectivă, le putem modifica câteodată. Ceea ce însă mă frustrează sau mă dezamăgește este că oamenii totuși stau în frica asta și e de înțeles. Am trecut prin pandemie, am trecut prin această cu războiul care ne bate la poartă. Repet, nu o să intre în România. Asta este un lucru foarte bun. Se anunță din nou valul 6. Adică motive sunt și până în 2030 o să tot fie. Dar haide să ne centrăm pe noi. Asta e important. Și foarte important. E în regulă. Îți mai propun în minutele care ne-au mai rămas să-mi spui și cum o vezi pe o bună prietenă a emisiunii noastre care se află într-un moment în care vorbește despre un nou drum, deși divorțul încă nu s-a terminat, vorbește despre o nouă iubire, o femeie foarte puternică. Ți-au propus colegele mele să vorbim despre Ana Maria Prodan. La ce să se aștepte ea și cum o vezi în continuare? Mai din punctul meu de vedere, eu nu sunt ancorat în această dispută pe care o are ea. Într-adevăr, pot să confirm că este o femeie foarte puternică și ceea ce pot să spun despre ea este faptul că orice își va pune în minte va reuși, însă sfatul meu, dacă ar fi să dau un sfat general, este să se axeze mai mult pe ea și nu pe trecut. Prin urmare, ea vorbește prea mult sau se leagă prea mult de cel care deja este trecut în viața ei, deși e un copil împreună, când ar putea să facă atât de multe lucruri în viitor. Are un potențial foarte mare și ar fi foarte bine să și îl folosească la maxim. Asta este ceea ce pot să spun. Bun. Cât despre o fericire personală, ai vreo veste să ne dai sau să-i dai? E lângă ea omul care... Vede ceva în destinul ei, o altă persoană, dar pentru asta va trebui să iasă ea din acest nucleu negativ. Dar cu siguranță, da, există altcineva în aproximativ 2-3 ani de zile. Aha, deci să nu ne grăbim. Bun, mai am o întrebare pentru probabil... cea mai neașteptată despărțire și o să vorbim imediat chiar cu... Acum vorbim cu partea spirituală, după aceea vorbim cu chiar cu avocata familiei, lui Petrică Mățu Stoian. Petrică Mățu Stoian este un om care a dispărut într-un mod șocant pentru români. Au existat acuzații legate de modul în care el și-a găsit sfârșitul
și legat de lucrurile care s-au întâmplat în familia lui, cum vezi această despărțire și spunem cum crezi că s-au întâmplat lucrurile? Clinica respectivă, o să vină chiar doamna avocat destul de vehementă legat de modul în care merge ancheta și ce se va întâmpla în continuare cu cei care au mai rămas după el? Din păcate, noi suntem foarte mici, știi, ca și oameni și nu ne dăm seama de acest lucru și cumva ne place foarte mult să ne ancorăm doar în ceea ce vedem cu ochiul liber. Însă trebuie să înțelegem că fiecare avem un destin, da? Și dacă nouă ne este scris ca destinul pe pământ să se termine la momentul respectiv, se va termina cu siguranță fie că vrem, fie că nu. Este tragic ce s-a întâmplat, pierderea oricărei persoane din jurul nostru este o tragedie, dar o putem privi și ca o trecere. Ceea ce pot să spun cu certitudine este că indiferent dacă s-ar fi dus la acea clinică, dacă nu s-ar fi dus la acea clinică, destinul i-ar fi fost același din punctul meu de vedere. Deci orice acuzații sunt făcute în momentul de față, chiar nu poți să te pui în fața destinului. Iar cel mai bine și a onora pe cineva care a trecut important, indiferent că este vorba despre Mățu Stoian, indiferent că este vorba altcineva, este să onorăm acea persoană cu amintiri frumoase și niciun caz să nu aruncăm cu noroi în nicio direcție. Bun. Andrei, aș vrea să încheiem intervenția noastră, știu că ai treabă, cu un lucru important pe care românii, că noi vorbim de război, dar nu e numai război pe lumea asta, mai există și alt fel de crize, posibile crize economice sau lucruri care se pot întâmpla în România. Ce ar trebui să știe oamenii despre ceea românii, despre ei și despre ceea ce se poate întâmpla cu ei pentru 2022? În primul și în primul rând trebuie să înțelegem că războiul nu trebuie să însemne neapărat un război cu arme. Poate însemna un război cibernetic, un război informațional și un război economic. Suntem într-adevăr în momentul de față deja în plin început, în plin debut de criză financiară și va exista o criză financiară extraordinar de mare la nivel global. Ne vom aștepta următorii ani de zile la ceea ce înseamnă o raționalizare a anumitor produse și de aici vreau să trag un semnal de alarmă pentru că este ceva indus, adică nu dați buluc să cumpărați tot ce se poate, pentru că de acolo pornește criza în general alimentară. Prețurile se vor scumpi foarte mult, roborul va crește undeva până la 8 până la sfârșitul anului, creșteri vor fi peste tot. Însă, din punctul meu de vedere, România este o țară care are foarte multe resurse nefolosite pe momentul de față și asta va fi cumva salvarea noastră. Într-un final, România va fi foarte bine. Vom trece prin niște etape și știi foarte bine că atunci când trebuie să construiești ceva, trebuie să și treci prin anumite etape nu neplăcute, da? Dar pentru România, să știi, și noi am mai discutat asta, România o să fie bine într-un final. Dar sunt niște ani destul de grei. Ce pot să-i sfătuiesc pe oameni? Stați departe de frică, stați departe de panică, axați-vă pe viețile voastre și faceți rai din ce aveți în fiecare zi. Pentru că avem foarte multe motive să ne și bucurăm, nu doar să fim îngrijorați. Da, să-i mulțumim lui Andrei, prin urmare n-a fost nici la coadă la benzină, nici n-are o cămară plină cu baxuri cu ulei. Apropo, acum ca să ne amuzăm la final, ți-ai cumpărat totuși ceva, că poate știi ceva și trebuie să ne ducem? Nu, Cristi, chiar nu. Ideea este că da, poate vor fi un pic mare, dar vom găsi. Eu zic ca oamenii să-și păstreze calm, da. E cel mai important lucru. Deci, nu stați la coadă, că dăunează. Mulțumim foarte mult, a fost Andrei Diaconu. Toate bune, să ne vedem cu bine. După o scurtă pauză de publicitate, vorbim cu partea cealaltă a poveștii cu Petrică Mățu Stoian, pentru că doamna avocată are câteva lucruri extraordinare să vă spune. Stați cu noi.